Direcția de asistență socială de Deva a eliberat până în prezent peste 1100 de formulare pentru solicitarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2021-2022. Dintre acestea au fost depuse aproape 600, solicitanții beneficiind, pe lângă ajutorul mai sus menționat, acordat în proporție covârșitoare pentru încălzirea cu gaz metan și de un supliment pentru energie, subvențiile începând a fi acordate din această lună. În perioada 1-20 noiembrie 2021, la DASDEV au fost depuse 572 de cereri pentru ajutorul de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 80% sunt pentru gaze naturale, iar pentru combustibili solizi și petrolieri doar 7-8%. Din acest an, pe lângă ajutorul de încălzire, se oferă și un supliment de energie sub forma unei sume de bani care se va acorda lunar pe perioada întregului an. Familiile cu un venit mediu lunar de până la 1386 de lei de membru și persoanele singure care câștigă până în 2053 de lei pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere, însoțite de documentele doveditoare, la sediul Direcției de Asistență Socială Deva din strada Ile Caragiale numărul 4, de luni până joi, între orele 8 și 11 și 14 și 16 și vineri între orele 8 și 11, prin poștă sau curier la adresa de mai sus, ori prin e-mail la dasdeva@primariadeva.ro. Mai multe informații se pot afla la numerele de telefon 0723 230106, 0755 878 818 și 0254 218 030, tasta 1, de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri între orele 8 și 14, ori urmărind pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva, emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Alex Jurja, self-serviciu la Direcția de Asistență Socială Deva.